care îl veți ține cu un dispozitiv, ca o furculiță. Nu vrei mai bine să-l țin în gură, de ce mi l pui pe cap? E mai bine pe cap. Da, te rog. Mult mai bine pe cap. Așa. Am capul turticii, merge mai bine, nu? E ok. Ia să văd și eu. Și puneți chestia asta pe... Da? S-a terminat, gata. Uitați, e coșar. Deja. Acum dacă îl vedeți pe stradă, puteți să-i dați și 10 lei la Gold de stradă. Vă rog un prim plan cu... Am față, nu? Și bagă și un cântecel în ăla. Dar aș putea să vă ia lumina. Fără mamă, fără tată, fără frat, fără surori. Așa, așa, ăsta, da. Hai să vedem ce urmează. O să trebuiască să stați în genunchi ca să poți să fie la înălțimea. Păi, aduc un scaun, dar n-avem scaun. Nu, e perfect așa. E mai bine în genunchi. Așa, și puțin mai jos, mai cu fundul pe călcuie. Așa. Și să țineți cu mâna stângă. Așa. Cu mâna stângă. De această, acest sport. Vai, Gabi, ce bine arăți. Ia să văd. Stai puțin. Aplauze, copii, pentru Gabi. Uitați ce îl chinuie. Acolo. Băgați. Doamnelor și domnilor, dacă aveți emoții acasă, vă rog, nu schimbați avem canalul. Avem emoții aici? Se poate puțin mai jos, să vă lăsați? Da, Antonio. Deci trebuie să gândește la problemele astea. Să știi că o să închid ochii, să nu știu ce mi se întâmplă. Vezi, ei cei doi, când n-au ce face, stau așa, știi? Da. Și se gândesc ce să mai facem, ce să mai... Ia uite, Elena, serios. E frică rău. Nu, să nu fie, serios. O să taie puțin din el. Și plus că asta nu s-a mai întâmplat la televiziunea română. O să încercăm să tăiem o felie din el. Vrei să tai o felie din... Să tăiem o felie din acest ananas. Ai grijă... Deci orice s-ar întâmpla, nu vă mișcați, da? Orice numai să nu curgă sânge, acum asta e. Da. Așa. Nu pot să iau o parte din scal. Fii atent. Bine, încă să nu zâmbește. Faci chestii din astea, că eu nu să știi stau. Că și strămoșii noștri, tot așa, mureau cu zâmbetul pe buze. Vă rog. Suntem pregătiți? Suntem pregătiți. Și... Da, e clar. Stai, că asta a fost doar începutul. N-am tăiat decât o felie. Tăiați-mi și mie o felie, vă rog frumos. Vreau o felie din... Dar tăi în capul de la început, ca să știm o socotele. Așa. Țineți-l? Da. Nu, o felie așa, dacă se poate. Da, vă rog, așa. O felie pe verticală. Elena, nu te uita, Elena... Și încă zâmbește. Vezi, Elena? Elenelor, adică. Ui. Spune-mi, mai ești? E cu noi, Gabriel Dorobanțu, domnilor și domnilor. Trăiește! Vă mulțumesc că m-ați lăsat în viață, mai am puține treabă. Ștefan, pentru Dan, ce ai pregătit? Vreau să văd. Nu, eu să gust puțin din ananas, atât tot. Nu, e corect. Uite, jumătate de ananas, atât asta. Tăiem o felie din creșteri, nu vrei? Curge puțin sânge, dar nu, lasă, că tamponăm. Okay. Doamnelor și domnilor, aplauze, vă rog frumos. Pentru doi oameni curajoși, să nu încercați asta acasă, vă rog foarte... Aoleu, și ăsta e al meu. Mulțumesc frumos. Aplauze, Ștefan Solcan și Cristi Prisecaru. Ți-a fost frică, spune-mi adevărul. Credeai că nu te mai întorci acasă? Altă dată să mă anunți, am Pampers acasă, mi-l luam din vreme. Mă rog, să vede ceva, nu știu. Da, bine. Avem niște invitați.